Salutare, prieteni! Am revenit cu episodul al 18-lea. Vom vorbi numai despre fotbal astăzi. Deci, ce ne vom dori noi în FIFA 16-le? Am uitat să-l prezint și pe Mario, colegul meu drag de clasă. Da. E cu bună ziua, mă, fii mai vesel! Țărani! Hai, gata! Deci, eu vorbesc primul. Ce mi-aș dori ca în FIFA 16? Eu mi-aș dori să fiu un personaj de la Madden 2. Eu mi-aș dori în FIFA 17-le să mă prezint și eu în Team of the Year de 100. Marco, Nationality Romania, de 90, de 100, îmi cer scuze. Deci naționalitatea și mai la... Da, și cam atât. Și mi-aș dori ca jucătorii să fie gratis. Da. Și la fel chiar își dorea. Și food drafturile să nu coste deloc. Nici bani din aia verza, nici din aia normali. Și acum Mario ne va spune și el. Sper că nu i-am furat vorbele. Ba da, mi-ai furat una. Hai zi. Aș mai vrea să fii, cum se numește, normal, easy, hard. Eu am vrut să mă joc într-o zi pe telefonul lui colegul meu, Marco. Da, fiindcă are și el o tabletă. Stop un pic. Are și el o tabletă, numai că n-are Android-ul foarte mărișor și nu prea are cum să-și tragă joc. Dar are alte jocuri șmechere. Ce se portable, ce mai vrei? Skidman Basketball, Ultimate Soccer Football și un joc cu polițiști. Ok, hai, zi mare, ce ziceai de hard astea? Cum am jucat într-o zi la Marco cu expert și am pierdut, mi-am luat bătaie și aș vrea să mă joc mai mult la Dar expert. Pe PlayStation, nu? Pe PlayStation, pe telefon. Da, care o fi. Da. Și ca să vreți să știți, poate colegul meu Marco, deja lui, poate o să-și cumpere un PlayStation și o să ne jucăm fotbal. Da, multiplayer sau... Da, multiplayer, amândoi pe PlayStation. Cam ce să mai vă spun? Vă arăt repede cardul meu FIFA șmecher, albumul. Mare majus, te rog să-l găsesc. Da. Ok, haideți să ne uităm printre cărți. Invitație la ziua lui Marco. La mulți ani. Hai, găsim acum, stați un pic să găsim. Și mă, acum chiar l-am pus. Uitați, l-am găsit, ura. Haideți și deschid aici o parte din finală. Aveți imaginea. Uitați grupele. Ține, ajută-mă, Mariu, și tu. Ia Paris Saint-Germain. Thiago Silva. Hai, ține drept. Mariu. Aici Malmo. Malmo. Și aici... cred că e Șepciuc de la Shakhtar. Iar aici Luca Modric. Hai, mare, ajută-mă! Ține-l drept, așa. Stop un pic, îmi cer scuze. Hai, ține-l așa. Și uitați de la... Uitați-l pe Luca. La Real Madrid. Vă voi arăta grupele. Adică jucătorii, lotul XP. Primoară este PSG. Hai, mare, ține. Aici avem pe Zlatan, avem sigla, foarte luminoasă. Avem doi jucători, Sergio Aurier și David Luiz. Și aici, David Luiz. Iar aici avem niște rezerve, nu știu dacă se vede foarte bine. La Veci, Thiago Mota, Pastore. Voi trece la următoarea echipă. Real Madrid. Real Madrid, l-am pe Benzema.
Vă voi spune direct ce jucători am, că așa îi prea, durează prea mult. Deci l-am pe Toni Kroos, l-am Isco, Benzema și Modric. Și eu zic să mă credeți, fiindcă nu sunt mincinos. Vladislav Șefciuc l-am. Ăla pe Slice, Tyson și Stefanenko de la Shakhtar Donetsk. Am doi jucători, portarul și cu un jucător Ekrem, așa. Nu prea mă interesează despre echipa aceasta. Cam atât. Echipamentele am câteva echipamente. Am de la Manchester United în deplasare, am de la CSKA Moscova acasă și de la Wolfsburg acasă. Jucătorii vei spun prima de la PSV Eindhoven, Santiago Arias și Andres Guardado. Închide-te, rog, ușa să nu fim deranjați. L-avem pe Matteo Darmian la Manchester City, Ander Herrera și Ashley Young, așa. Vasilii Berezovski, rusul, l-avem. Sei Dudumbia, starul echipei CSKA. Și Ahmed Musa, printre cei mai buni jucători. Ricardo Rodriguez, l-avem, capitanul. Și Vierinha, portughezul. Am ajuns la următoarea grupă. Este Benfica, Atletico Madrid, Galatasaray și Astana Tropolis. Cred că așa da se cheamă. Și am doar echipamentul de la Atletico de deplasare, cel de acasă de la Astana. Deci, prima este Benfica la jucători. Îl avem pe Nelson Semedo, un foarte bun jucător, foarte talentat, are un talent dezvoltat. I-a dat gol lui Neuer în semifinale, cred, sau în sfert de finală, așa. I-a dat un gol foarte frumos din lovitură liberă, cu stângul la dag. Și Eliseu, de la Portugalia, l-avem, cred că e LB. Avem alt portughez, Gudes, Adel Tarabt, marocanul. Iar mai este altul, nu ți prea bine să-l cunosc, Gonzalez. Așa, și Almeida, tot portughez. Iar acela, Carcela Gonzalez, este belgian. Am ajuns la Atletico Madrid, în imaginea aia de sus, este Felipe Luis, la BP Coche, jucători, iar la rezerve Fernando Torres și Lucian Ovieto. Am ajuns și la Galatasaray, cei mai buni jucători, Ciciu Kinan și Wesley Sneijder. Și în imaginea de sus, Wesley Sneijder. La ultima echipă am ajuns, FC Astana din grupa aceasta. Nejmana Maximovic, Evgeni Postinkov, Nenad Eric, Georgi Zukov, Foxy Hetkekovama, așa, nu știu bine să-l pronunțiți. Am ajuns la Juventus, Sevilla, Manchester City și Borussia Mönchengladbach. Avem aproape toate echipamentele lor, la toate echipele. Am la Juventus de acasă, am la Sevilla de acasă, am la Manchester City jucătorul, l-am PSG acolo unde scrie cel mai bun jucător, sau golgheter, nu știu sigur ce e aia, și am la Borussia Mönchengladbach echipament de deplasare. Primar este Juventus, l-avem pe Giorgio Chiellini, Paulo Dybala, Mario Mandzukic și Juan Cuadrado. Deci, în următoarea echipă, Manchester City. mai Manchester City am doar în imaginea de sus este Aguero, iar cum să zic eu, este în sigla este a lui Sevilla FC, avem doar toate rezervele, nu mai zic. Borussia Mönchengladbach avem un austriac, un german, un american și un brazilian. Deci mai la Barcelona, mai arată la Barcelona, Marcan de Ter Stegen și Andres Iniesta. Cam atât a fost episodul de astăzi. Ne vedem. Salut! Salut și tu! Salut! Pa! Pa!